Aventura continuă pe drumul comorilor. Asia Express. Ne așteptam pe lângă arcul ăla și cu săgeți să mai fie ceva. Trasul cu arcul de aseară, nu știu dacă se pune la calcul, pentru că nu e ca și cum poți să înveți în jumătate de ori să tragi cu arcul. Relaxați? Nu. Nu prea. Nu chiar. Ce vă ține tensionați? Monedele. Frigul. Monedele, frigul. Ceea ce urmează. Urmează un joc de amuletă. Da. Pe lângă amuletă mai vin și niște monede. Dragii mei, pe aici trăiau niște triburi de aborigeni. Au mai rămas puțin. Doi sunt cu mine aici ca să-mi țină de urât cât voi vă jucați. Dar ei mai cred încă în legende. Și una dintre legende spune că de mult, doi dragoni au furat soarele și luna de pe cer și le-au adus aici pe lac să se joace cu ele, pentru că se plictiseau. Însă au lăsat lumea în întuneric. Un cuplu de îndrăgostiți s-a înarmat cu un topor și au venit și au tras cu toporul în dragon și i-au omorât amândoi. Și au adus din nou soarele și luna pe cer și lumina pentru oameni și pentru întreaga lume. Eu, știi, chiar am reținut această legendă. Eu, sincer, nici nu am băgat de seamă povestea Ginei. Mă gândeam că ea ne povestește despre ceva pe care o să avem nevoie, nu știu, al câtelea episode acum încolo. Voi, care ați învățat aseară să trageți cu arcul de la aborigeni, trebuie să o faceți și astăzi. Dar mai întâi trebuie să găsiți săgețile. Săgețile sunt pe lac la trei semne pe care o să le vedeți foarte ușor. Trebuie să luați bărcuțele. Cu acel canoe trebuia să mergem pe lac, să culegem 30 de săgeți cu care să mergem să tragem cu arcul, după care alergăm înapoi cu niște pietre primite de la judecător. Sunt niște pietre pe care sunt niște litere chinezești. Unul dintre voi le va spăla, iar celălalt se va duce la un panou unde acele litere sunt într-un fel explicate prin niște simboluri. De la aceste simboluri s-au format literele chinezești, de la un fel de desene. Atunci când vă veți da seama ce simboluri reprezintă acele pietre, 5 la număr, va trebui să veniți să le puneți aici, în fața voastră, în ordine. Apoi eu am să văd dacă este ordinea bună și dacă ați înțeles ce înseamnă runele. Cine le-a pus primul în ordinea corectă, va câștiga. După ce faci toate chestiile astea, să pui mintea la contribuție și să descoperi o poveste, niște... Deci e... Bineînțeles, o poveste în limba chineză. Ce să vezi, Gina ne consideră deja vorbitor fluent al acestei limbi. Start! Succes! Nerăbdători sunt. Ma! Stai, cum am pus primul picior în barcă, aveam să ne răsturnăm cu tot cu barcă. Hai, du-te în față, stai pe aia. Unde te duci? Dă-te în dreapta. Am plecat cu barca primii, ce să zic. Băgane-a Hai, împinge-o. Hai. Hai că poți. Bă, tata, bă, stânga, dreapta. Doar stânga. Și acum dreapta. Hai. Stai că te dragul cu barca. Hai. Hai. Stânga. Dreapta, dreapta. Stânga. Dreapta. Stânga. La un moment dat au pierdut vâsla. Au pierdut vâsla. Stânga, stânga. La prima treabă am zis, mamă, ce tari suntem. Spicu Ștefania și-a scăpat vâsla. Oh my god, îi facem pe ăștia, noi avem experiențe, ne-am mai dat cu canoele în Filipine. Nu mai pot să dau, trebuie să-mi iau aia. Stai. Hai. Și uite cum am rămas noi doi cu o barcă într-o vâzlă. Dă-și mie una, bă. Bă, dă-și mie una. Eram cu mâna pe săgețile noastre, dacă nu era joc de amuletă, eram în trafic, așa probabil i-aș fi luat alea și le aruncam în spate și... E, da, aici suntem în competiție și asta este. Aoleu, hai, dă-i scoate! Culești, fratele meu, dar n-am ce să fac, frate! Wow, asta e competiție, suntem în competiție, n-am cum să te ajut. Război! Mamă, ce m-am enervat! Hai! Hai, mergi ca să-mi iau aia!
mai lăsa. Cât băgai vâsla mai mult la fund, cu atâta te trăgeai pe partea unde trăgeai. Și așa am făcut, odată așa, odată așa, ne-am reglat. Am mai mers puțin, iar era să ne dăm peste cap. Bang, bang. Dreapta, Radu. Dreapta. 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 Papa. Stai, stai. Stânga. Dreapta. Eu dau ordinea, nu tu. În punctul meu de vedere ne-ai sincronizat foarte bine. Tare, barca noastră mergea așa. Dreapta. Piele de probe. Dar doar dreapta, dreapta. Și dă-o dreapta. Dreapta. Doar ce lopata aia să poți să dai corect cu ea. Ia-o. Stai. Întoarce. Stânga. Dreapta. Ne-am întors după vâslă. Am luat-o. Gata. Hai. Hai. Ne-am dus către săgeți. Am luat săgețile. Gata, le-am luat. În momentul în care, într-adevăr, ne-am oprit și am început să vâzlim mai încet, am avut șanse să le luăm. Dreapta. Atenție, atenție, atenție! Șor. Bun. Dă-i, bă, frate, cu latul, bă, tati. Stai, bebe, dar la mine nu-s drepte. Uite așa, fă. Răzvan și Sorin s-au mișcat foarte bine. Dă-mi picioarele, când de ce naiba nu ne coordonăm odată? Dar nu e vina noastră. Dreapta, ba da, e vina noastră, dar. În momentul în care el îmi spunea stânga, eu dădeam în stânga. În momentul în care el îmi spunea dreapta, eu dădeam în dreapta. Vreau să văd așa niște mișcări din alea, sincron, mai sincron decât baletul pe apă. Dreapta! Mă, din aia! Te văd că stai, Radu! Cum crezi că mă simt eu? Te văd că stai! Dreapta! Abagiu și Radu se auzeau pe toată balta, tata. Ce faci, mă? Dau! Dă o dată cu mine, te rog eu! Dreapta! Ei se învârte în cerc. Ne putin ca proastele în jurul bubastea. Bă, n-am înțeles, de, n-am înțeles cum s-au învârtit, că ei se învârteau la un 7-8 metri în jurul la primul locului de unde trebuia să ia... Adică erau departe. Dreapta. Dreapta. Hai să luare bubastea odată! Da. Dar nu dai, te aud că nu dai! Cum reușeau? Stai cu parcă astea învârți doar așa. Radu, dă mai tare, te rog eu, că nu dai cum trebuie. Uite puțin ce faci aici și ce faci tu, da, așa la mișto. Mm-hmm. Da, așa e, așa e. Hai. Dacă nu prindem noi lotul, ascultă-mă ce zic eu. La canoe, la 2... 2.100. La, nu, la 2 și atât. Bun. Hai. Stânga. Stânga. Hop, 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 hop. Noi am pierdut timp recuperând vâsla, întorcându-ne să luăm săgețile și luând fiecare puncte cu săgeți. Acum dreapta. Dreapta. Hai, stai. Să stau să ce? Să ajungem lângă ea, să putem. Nu ajungem în felul ăsta. Trebuie să... Stânga, dreapta. Primii care ajung la mal, Răzvan și Sorin, după care sunt urmați de Ștefania și Spic, în timp ce Radu și Alex încă se erotesc. Sunt de Cocuța și Bogdan. Legenda spune că încă suntem pe lac. Am avut de foarte multe ori senzația că faci mișto de mine. Mă, Radu! Hai, mă, Alex, de ce să-ți fac? Ce faci? Asta-i dat, asta-i măsclirea tine, ce e asta? Vezi că m-ai stropit. Te stropești mai tare, restor barca. Eu dădeam într-un fel cu vâsla, tu abia atingeai apa și făceai bâldâbâc. Hai, tare! Bă, reactoarele 3 și 4, vezi că nu sunt de aruncat la gunoi. Eram foarte mulțumit, ne apropiam de mal. Au văzut foarte bine, s-au coordonat perfect. Ne-am dat jos, l-am luat pe tăticu, dă-i desfăs vâsta de salvare și au luat fugă înspre pădure. Hai. Aveam umerii și antebrațele, simțeam că sunt blocate, știi? Alergam și mișcam din mâini să mă relaxez, pentru că știam că trebuie să ne apucăm să tragem și dacă strămură mâna, aia e. Și acum stânga. Nu, stânga. Nu, dai dreapta încă, dai dreapta încă. Și abia acum stânga. Și văd, stânga. Și tu, cred că Alex și Radu încă stă acolo. Se învârte în ce... Bravo, bravo lor, ce să le fac? Pentru că nu mă asculti, Radu, nu mă okay. Spui cum trebuie, asta nu fac. Exact, știu. Dar dă-i acum, dacă mă vezi că mă spui, de ce nu dai? Vezi că să nu mai vezi. Stai, uite, trecem pe lângă ea tot timpul, pentru că dăm prea tare. Abia băgai vâsla aia în apă și vâslitul nu se face așa, sub nicio formă. Probabil dacă ai fi fost atent în față și nu în spate,
Nu ne-am fi învârtit în jurul săgeților. Știi că ăla din față, în principiu, doar spune dreapta, stânga, dreapta, stânga, iar ăla din spate execută. Am auzit și teoria asta. Așteaptă, nu mai da deloc, te rog eu. Ok, dai tu. Hai, aruncă-te până ai ochi. Hai, ieși așa. Am luat ținta, deci vedeam ținta cum trag și am dat. 6 metri mai sus. Sau sunt în junglă, la revedere. Pun eu, trag undeva în stânga bălării. Printre copaci. Vezi-te. Îmi pare rău pentru ei, dar nu mă pot obține, nu sunt prea. Hai, acum trebuie să dăm împreună, că altfel ne... Ok, dă tu, că eu o să mă ating după ele. Sigur, da? Hai, ia-le, te rog eu, ia-le, că treci pe lângă ele. Nu, ai împins-o, nu pot. Nu te cred că ai făcut asta, nu te cred, eu puteam să le iau. Săgețile astea erau ceva gen floarea rară de pe lac. Pe ce nu le-ai luat? Vă dați seama că mai au încă două puncte în afară de primul punct de oprire. Una tu, una eu, așa au zis. Între timp venise Ștefania cu spic și trăgeau și ei la fel de bine. Uite că au venit momentul să arătăm ce am învățat cu o seară în urmă, stragi în coarcul la țintă. Nimic. Nimic. Eu, mai bine ca noi. Adică dacă erau câteva ciorpi în copaci sau păsări pe acolo, cred că n-a scăpat niciuna. Mamă, dă-te. Ce dau la așa sus, mă? Trag prea tare. Nu-l mai încurda așa tare. Ce să faci, bă, cu arcul ăsta care arată mai mult arcuș decât arc? Tu nu ești sănătos la cap. El vrea să facă performanță, bă. Nu, bă, dar ești prea agitat, bă. N-ai cum să tragi așa. Ți-ai spălat pochetul, iau pe asta, dă-mi coace. Nimic, bă, nimic. Trăgeam în copaci la propriu. Ah, sunt, bă. Eu am necat. Ai, mă, mai jos. Certe. Mamă, e nasol așa. Zic, Răzvan, nu se poate, trebuie să ne calmăm. Avem doar 30 de bețe de-astea. Tată, trebuie să tragem cu grijă. Bravo! Bravo! Bine! Ura! Bravo. Aveam una trasă de mine. Eram disperați. Bravo! Nu. Ne-am mai liniștit și ne-am dat seama că trebuie să dăm ținta mult mai jos. Să... Și-a reglat azimutul ăsta. Să lucrăm la acurateț. Oh, bravo, mă, bravo. Nu mă apuc eu să mă bucur tare că dă Sorin încă una. 3. Hai că mai avem 2 să poată. Ah, și-am crezut când am scăpat din Filipine că am terminat cu probele cu apă. Să întorc ca să poată să vină spre mâna ta, da? Problema e că nouă ne era și frică să nu cădem în apă. Și atunci am zis, dă-le dracu de săgeți, ne mai vârtim încă 2 ture, 3-4 în jurul lor, 5-6. Până ajungem mai aproape să le putem prinde. Unde se duc, mă, simpaticii Alex și Radu? Erau colegi. Da. Da, hai. Yes! Bravo! Luăm pietrele, fugim înspre lac, unde știam că trebuie să desfacem pungulița cu doi bani m-am zis, și să ne apucăm să spălăm pietrele. Am zis, ok, Răzvan să spele, că a alergat destul și el în alte stage-uri. Eu stăteam cu stația și el a alergat de nebun. Zic, las că alerg eu de data asta. Zic, era și distanța mai mică și am zis, ok, așa. Dacă speli, pui acolo pe bord, da? Îi spăl prima piatră lui Sorin. Sorin pleacă cu piatra spălată, vedea semnul, se duce să-l traducă. Mă, dacă înțeleg ce-i asta. Ochi, ce poate să fie asta? Acum începe toată distracția, tată. Caută semnul chinezesc pe un tablou chinezesc cu semne chinezești făcute de ei, când erau tineri. Nu înțeleg ce
Eu în tot timpul ăsta am spălat celelalte patru pietre perfect și mă duc la pupitrul nostru și le talez ca la Remi, da? Să le am în față și să... Și acum aveam timp. Ăia erau în junglă toți, n-aveam nicio problemă cu ei. Ține-te de liniuța de jos, ține piatra dacă are liniuță jos. Am găsit semnul, nu înțeleg ce e. Acest lac era locuit de doi dragoni care au furat soarele și luna cu un topor. Acești dragoni au fost uciși și lumea a fost din nou luminată. Super! Hai, ieși și trage-o, ieși, pune picioarele acolo și trage-o. Vezi că are un fir. Ce să faci? Merge mai departe, că jocul continuă. Da, măcar să nu se fie rostit degeaba orele de tras cu arcul pe care le-am luat astea, zic. Spic și Ștefanie erau încă acolo, am auzit că Spic e demoralizat. Păi de om, las pe tine, concentrează-te. La tras cu arcul ne-am mers destul de bine. Bravo! Una! Încercam să tragem cu săgețile cât mai repede, tocmai pentru a ne câștiga timpul pierdut pe lac. E ca un fel de B cu o liniuță pe mijloc? Nu e, tată, e ca un fel de D curbat cu linia de dreaptă, e curbată și cu o liniuță mică mijloc. Ce poate fi? Un D, un D, eu imediat creierul să-mi funcționeze. D, Răzvane, concentrează-te. E un fel de D, da? D. Numai că linia dreaptă de la D e așa și o liniuță mică așteptă în mijloc. Scoică? Poate să fie scoică, știu eu. Bă, poate fi o scoică. Vino cu ea încoace și pleacă, da, cu următoarea și gen pune mâna deoparte, o ține minte și vedem ce e mai încolo. Bravo! Bine, bine, go. Gata. Masa! În tot timpul ăsta apar Spic și Ștefania. Fac eu o glumă, cum că să nu copieze de la noi. Ce mă, copiez? Vezi că poate ei nu fac bine. Nu contează, le-i bună cheia să fie. A fost foarte greu ca aceste rune să le așezăm noi în ordine. Că noi nu înțelegeam ce înseamnă simbolul ăla. Bă, simbolurile alea nu erau... Nu arătau deloc ca... ce însemnau. Acest lac era... locuit de doi dragoni care au furat soarele și luna. Noi cumva trebuie să găsim niște elemente cheie din acea legendă corespondent unor simboluri de acolo. Ok, hai să vedem. Soare, asta este. Farfurie. Yes! Hai! Toți alergam, apar și Alex și Radu. Care era ploaia? Care era ploaia? Care era ploaia? Casă? Nu. Soare. E fi gata. Ok. Dă-te pe stai. Mamă, 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 mamă. Chiar am stat în tensiune. Nu e corect? Ba da. Este corect! Bine! Bine! Deci ce scrie aici? Doi dragoni au furat soarele și luna și au omorât cu un topor și au adus lumina în lume. Cred că de data asta Ștefan a adus câștigul echipei. Da, da, da. Nu, ne-am coordonat bine amândoi. Nu, suntem echipă, nu fel. Ați avut 5 rune, da? Ele reprezentau doi dragoni, soarele, luna, topor și lumea. Da? Mă enervează când ne descurcăm bine la chestii care țin așa cât de cât de anumite aptitudini, după care ne pierdem în niște semne chinezești care ci că e lună, soare și doi dragoni obosiți. Pe locul întâi, Ștefania și Spic. Spic și Ștefania, că el e mai pe locul întâi. Spic și Ștefania. Pe locul doi, Răzvan și Sorin, pentru că ei au terminat cel mai repede cu săgețile. Iar pe locul 3, dragii mei, Alex și Radu, pentru că voi v-ați învârtit de foarte multe ori pe lac. Dar era așa de frumoasă reflexia soarelui și a lunii pe fundul lacului, că ne-am gândit să dăm câteva ture ca să le vedem mai bine. 3 monede! Spic și Ștefania! Mulțumim! Mulțumim! 2 monede! Sorin și Răzvan! Să rămână! Să creșteți mari! Și o monedă
Alex și Radu. Mulțumim! Eu vă mulțumesc pentru că ne vedem mai încolo. Pentru că Asia Express continuă!